Bine v-am găsit, dragi prieteni, cu mare plăcere suntem aici din nou alături de dumneavoastră în această zi, în această emisiune și cu mare drag suntem aici pentru a vă spune că pentru dumneavoastră care sunteți acum în momentul acesta, poate că cu sfoara la gât, poate că sunteți acolo disperați, există o soluție. Există o scăpare pentru dumneavoastră. Pentru a scăpa de această problemă, nu este să vă puneți capăt zilelor. Asta nu este soluția. De aceea, opriți-vă acum din acest lucru care vrea să-l faceți. Pentru că nu este bine, asta nu va rezolva problema dumneavoastră, dragii mei. Problema dumneavoastră, cine o poate rezolva, este Dumnezeu. Dumnezeu, El este capabil să vă ajute. Dacă până acum, unde ați fost, nimeni n-a putut să vă ajute, dragii mei prieteni, apelați la Dumnezeu. De aceea El a zis, veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Eu știu că dumneavoastră, poate că în momentul acesta nu aveți pace, nu aveți odihnă, sunteți o persoană neliniștită, o fire nervoasă, firea dumneavoastră e nervoasă. Și uneori vă pierdeți controlul, calmul. De aceea, dragi prieteni, eu știu că din cauza problemelor dumneavoastră ați ajuns în acest punct final de a vă pune capăt zilelor. Nu asta este soluția. Opriți-vă. Opriți-vă de a mai suferi. Opriți-vă de a mai vă gândi că v-ați născut să suferiți. Nu! Dumnezeu nu a uitat de dumneavoastră. Dumnezeu, El vine în ajutorul celor suferinți. Datorită acestui lucru, suntem aici cu această emisiune în favoarea tuturor. Dragii mei prieteni, eu sunt aici să vă spun că în această duminică, aici la catedrală, noi vom avea slujbă specială, slujbă tare, puternică, pentru a ajuta pe cei cu sufletul mâhnit, captiv, pe dumneavoastră care vă simțiți oprimați, dumneavoastră care sunteți o persoană tristă, dumneavoastră care aveți o problemă în familie, nu contează care ar fi problema, Domnul Iisus, El nu a menționat denumirea problemei. El a zis, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Atunci nu contează care ar fi gradul problemei, nu contează care nivel ar fi problema, noi știm că Dumnezeu nostru, Domnul nostru Iisus Hristos are puterea de a transforma, de a schimba viața celui care îi cere ajutor. Haideți acum să urmărim persoane care au venit aici, nu au văzut emisiunea și au rămas acasă. Au venit, au participat la slujbă și astăzi au o viață transformată. Haideți să urmărim aceste mărturisiri și noi ne vom întoarce în câteva momente. Cum vă numiți, doamnă? Claudia. Doamnă Claudia, ce s-a întâmplat în familie? Prima dată când am venit aici, înainte de Crăciun. Vorbiți mai aproape microfon. Înainte de Crăciun am venit aici prima dată și cineva de aici din biserică mi-a spus că se vor ruga pentru mine, că m-au văzut foarte tristă. Dar care era problema în familie? Eram certată cu fetița mea. Mhm. Uh-huh. Fetița mea care e în Anglia, uh-huh. Alicia a făcut niște alegeri. Și din cauza asta erați tristă? Eram foarte tristă, deprimată, uh-huh. Da. Și într-adevăr s-au simțit rugăciunile că de anul nou pur și simplu ne-am împăcat printr-un simplu telefon, uh-huh. Ne-am bucurat. V-ați împăcat? Da, uh-huh. Și a rămas această relație parcă mai puternică ca înainte. Mult mai puternică. Mult mai puternică. După rugăciune pe care ați primit-o aici la noi, da. La locașul Duhului da, Sfânt. Da, da, da. E a doua, trei ore care veniți aici? Cum este? A doua oară. A doua oară în care veniți aici la noi, la locașul Duhului Sfânt. Da. Merită. Merită. Cine da. V-a binecuvântat? Iisus Hristos. Iisus Hristos. Ce să zic, am primit foarte multe binecuvântări, dar ce e important, ce în lumea de astăzi
multe certuri, multe scandaluri. La noi mare liniște, înțelegere în familie. Mă înțeleg foarte bine cu soția. Poți să spun și ea? Poți să spui și tu? Da, la noi este liniște. Mulțumim lui Dumnezeu că de 17 ani suntem împreună și ne iubim mai mult pe zi ce trece. Cum este familia acum? Foarte bine. Uniune, pace, liniște? Da, da. Și căsnicie? E foarte bun. Adică după 5 ani ce văd eu, mă, e prea mult ce zic. Alții care nu se mai iubesc, nici mai se țin de mână, așa cum ar veni. Se duce unul în cor, unul în cor. Și noi pe zi ce trece mai mult ne iubim. Mai mult. Dar înainte nu era așa. La început cum a fost? Ea vrea să spună. La început nu a fost așa, pentru că noi locuiam la părinții lui și atunci erau multe certuri, multe discuții și din cauza unor probleme din casă, noi ne certam, așa eram. Cu toate că ne-am iubit, că ne-am luat din asta, dar n-am putut. Atunci, pentru că locuiați cu părinții, erau probleme. Da. După ce ați plecat, atunci ați... M-am revoltat, am făcut sacrificii și am luat casă. Casă? Da. Și acum locuiți singuri, cu copii și pace, liniște. Da. Cine a binecuvântat? Domnul Iisus Hristos. Amin. Așa să fie. Aplaudați pe Iisus Hristos. Alina, cum este viața ta de când participi și frecventezi aceste slujbe realizate aici la locașul Duhului Sfânt? Ei bine, viața mea s-a schimbat complet. Din cauza problemelor familiale, eu nu duceam bine deloc. Aceste probleme m-au afectat enorm de mult. Eu mă simțeam foarte prost în fața oricui, pentru că toți copiii de la școala mea erau fericiți, aveau o familie foarte fericită. Părinții veneau să ia de la școală, iar eu nu. Acasă erau foarte multe certuri. Aceste certuri mă implicau și pe mine și era foarte greu pentru mine. Pur și simplu credeam că dacă voi muri, va fi mai ok. Va fi tot mai bine, mă gândeam că sigur voi găsi o soluție. Soluția aceea sigur era. Acolo unde voi ajunge, sigur era mai bine. Era mai calm, era totul ok, nu va fi ceartă. Eu asta nu voiam. Nu voiam să fie ceartă în casă, nu voiam să fiu implicată în nimic. Nu voiam să mai știu de nimeni și de nimic. Eu nu aveam prieteni, pentru că niciodată nu puteam să am prieteni. Aceste probleme mereu mă învăluiau și niciodată nu puteam să țin nicio prietenie. Tot ceea ce eu vorbeam era despre probleme, despre cum nu puteam să le rezolv. Dar de când am ajuns la catedrală ca și credinței, de când sunt aici, pur și simplu viața mea s-a schimbat. Pur și simplu am văzut ceea ce înseamnă pacea, am simțit ceea ce înseamnă pacea și trăiesc asta în fiecare zi. Iar de când am primit Duhul Păcii, totul se schimbă în fiecare zi în viața mea. Viața mea este una diferită, iar eu pot să spun cu mâna pe inimă că totul este schimbat în viața mea și totul este nou. Care este opinia ta pentru aceste persoane care te-au ascultat? Aceste persoane care m-au ascultat, sigur, au avut vreodată probleme care le-a luat pacea. Pur și simplu le-a făcut să fie triste, le-a făcut să fie mâhnite, erau dureri înăuntru, erau dureri în jurul lor și nu știau ce să facă. Dar pur și simplu știu ce înseamnă să nu ai pace și să pui capul pe pernă, să te gândești că a doua zi speri că va fi mai bine. Dar nu e mai bine, din ce în ce mai rău și vrei să plângi și vrei pur și simplu să se termine. Dar când primești această pace, totul se schimbă, totul este nou, totul este diferit. Iar asta contează cel mai mult. Această rugăciune, aceste slujbe schimbă tot în viața unui om. Și pur și simplu este dată de Duhul Păcii, care are o pace inexplicabilă. Și pentru aceste persoane am un singur mesaj. Mergeți înainte dacă vreți pace. Pentru că Dumnezeu își va face partea Lui. Cum vă numiți? Ileana Pop. Aș vrea să-mi spuneți, tocmai s-a terminat această slujbă, întâlnirea cu pacea. Care a fost experiența dumneavoastră participând la această slujbă? Una plăcută, foarte plăcută. Puteți să descrieți puțin cum vă simțiți, care e starea dumneavoastră? Liniștită, da, și mai multă putere de a merge mai departe. Ați venit tristă, încărcată de da, probleme? Da, încărcată de emoții, de grijile cotidiene, dar încerc să merg mai departe. Dar vă simțiți, ați primit pace, liniște în sufletul dumneavoastră? Da, cum da, este? Este bine, este mai bine. Merită să participați? Merită, da, să venim în continuare la slujbe. Mulțumesc! Cu drag! Există momente în viață în care tu crezi că să renunți este singura soluție care mai rămâne. Nu contează cât de mult ai încerca, nu reușești să găsești o soluție sau o ieșire momentană. Să renunți sau nu, este pentru multe persoane la un anumit moment din viață o dilemă. Posibilitatea de a da greș sperie. Să nu te gândești că persoanele care au ceva în viață nu suferă cu melancolia zilelor sau cu frica de a da greș.
cultivând sentimente negative, te gândești să renunți la viață? Simți că zilele tale trec și că nu ai obiective pentru a fi fericit și realizat în orice arie din viața ta? Vrem să te ajutăm să treci peste tristețea profundă prin care treci. Știm cum să îți oferim sprijinul pentru a înfrunta viața cu zâmbetul pe buze. Sună, fie în favoarea ta sau în favoarea unei rude ce se află într-o situație dificilă a vieții. Numerele de telefon sunt 021-255-7300 sau 0721-805-569. Dacă dumneavoastră doriți să vorbiți cu noi, doriți ca să vă descărcați, dumneavoastră puteți chiar în momentul acesta să ne apelați, să ne sunați la 021-255-7300 sau 0721-805-569, 021-255-7300 sau 0721-805-569. SOS Spiritual, sunați cu încredere, sunați pentru că suntem aici pentru a vă ajuta. Eu vreau să vă vorbesc despre ceea ce se va întâmpla în această duminică. Duminica aceasta, chiar inclusiv duminica trecută, Părintele Lucian a anunțat că toate persoanele să aducă o pâine și de asemenea să aducă o sticlă cu apă. Atunci aduceți pâine și sticla cu apă, dar nu aduceți plină, 3/4 cu apă. Și noi vom pune câteva picături din această apă binecuvântată care eu am aici lângă mine. Aici, cum puteți vedea, eu am această fântână în care noi am pus apă din bazinul Siloamului, unde acel orb a fost trimis și el s-a dus cu credință. A fost trimis și s-a dus cu credință. Dumneavoastră veți veni și veți veni cu credință, așa cum acel orb s-a dus la acel bazin. Și în momentul în care el s-a dus la acel bazin, în momentul în care el s-a spălat pe ochi, dragii mei, el care nu a văzut niciodată, atunci Dumnezeu l-a dezlegat. El a primit însănătoșire, pentru că el a crezut. Atunci, dumneavoastră, în această duminică, duminica aceasta, dumneavoastră veți primi din această apă. Eu ieri am făcut amestecul la apa aceasta, era doar apă simplă, și am băgat apă din bazinul Siloamului. Această apă care dumneavoastră veți primi în sticlă la intrare în catedrală. Când veți intra, veți primi din această apă. Fântâna va fi acolo în hol și dumneavoastră în holul catedralei și dumneavoastră veți primi câteva picături în sticla dumneavoastră cu apă. Atunci nu pierdeți, dragi prieteni, nu pierdeți această duminică. Doar duminica aceasta va fi această slujbă și va fi foarte tare. Atunci dumneavoastră care aveți o problemă, poate că de sănătate, eu nu știu care ar fi problema dumneavoastră, dar Domnul Iisus, El are puterea să vă ajute. Credința, dragii mei, credința este o putere, credința este o putere, dar dumneavoastră sunteți slăbiți din cauza problemelor, din cauza că cel rău a afectat viața dumneavoastră. De aceea nu pierdeți această oportunitate, nu pierdeți această șansă de a veni în această duminică. Duminică acum la ora 8 de dimineață, prima slujbă, și la ora 10 de dimineață. Prima slujbă este slujba primelor roade și a doua slujbă de la ora 10 este slujba de credință și minuni. Haideți să vedem persoane care au venit și au fost binecuvântate, au mărturisit puterea lui Dumnezeu, ce Dumnezeu a făcut în viața lor. Dumnezeu va face și în viața dumneavoastră. Dumneavoastră puteți fi următoarea persoană.
Dragomir Dorina. Puteți să-mi spuneți cum era viața dumneavoastră înainte de a primi această pace? Viața mea nu era așa cum este acum. Acum, da, viața mea era cu probleme, cu copiii care aveam probleme, necazuri, cu ceartă, cu... Aveam o neliniște în inimă. Dar acum viața mea s-a schimbat. De când participați la slujbele realizate aici, la locașul Duhului Sfânt, și ați primit această pace, cum sunteți dumneavoastră ca persoană? Cum este viața dumneavoastră de zi cu zi? Viața mea de zi cu zi s-a schimbat foarte mult. Unde lucrez, ușile mi se deschide. Unde mă duc, totul este binecuvântat de Dumnezeu. Și simt că este pacea lui Dumnezeu în inima mea. Care este opinia dumneavoastră pentru aceste persoane care vă ascultă acum? Opinia mea este ca toată lumea care vine la biserică să asculte și să pună în practică cuvântul lui Dumnezeu, pentru că doar Dumnezeu pune pace în inimă atunci când noi credem, prin credință. Doamna Dorina, din câte eu știu, dumneavoastră deja ați participat în anii precedenți la această slujbă care se numește Pace. Cum a fost pentru dumneavoastră această slujbă atunci când a fost realizată? Această slujbă a fost ca o ștampilă primită în inima mea, pentru că totul s-a schimbat. Acum sunt o altă ființă, gândesc altfel, am mai multă forță, mai multă putere, deci totul s-a transformat. Merită să participați la aceste slujbe. Cu toată inima, cu toată credința, merită. Și rog ca pe toată lumea care vine să pun în practică acest mesaj transmis de Domnul Părinte prin credință. Mulțumesc! La revedere! Salut! Salut! Cum te numești? Mă numesc Nicolae. Nicolae, care este opinia ta despre această slujbă de duminică de dimineață la liturghia principală aici la Catedrala Credinței? Cu care simptome ai venit? Și rugându-mă cu credință și punându-mi încrederea în Dumnezeu, acum mă simt mult mai bine. Mă simt chiar foarte eliberat. Mă simt cu credință, mă simt un alt om. Și starea ta emoțională, sufletească, cum este acum în acest moment? Sunt puțin așa emoționat, fără cuvinte, mă simt foarte, foarte bine, foarte încredicios așa în mine, mă simt cu încredere. Și sufletește liniștit? Da, foarte liniștit. Cu pace? Da, cu pace, liniștit. Deci merită să particip la aceste slujbe de duminică aici la Catedrala Credinței? Da, merită. Ești mulțumit? Da, foarte mulțumit. Mulțumesc mult pentru opinia ta, ca Dumnezeu să te binecuvânteze. Doamne, mulțumesc. Doamnă Nicolină, ce mai faceți? Bine? Mulțumesc bine. Amin. Da. Ce s-a întâmplat? Care minune a fost? A fost vineri minunea. Da? Că m-am simțit foarte bine. Cauza pandemiei. O tristețe. O tristețe. Cum era tristețe? Poftim? Nu dormeam noaptea, așa. Mă trezeam și nu mai adormeam până dimineață. Da, era un calvar. Da, da, da. În fiecare seară. Da, da, aproape. Ce credeți? Da. Din cauza pandemiei așa a fost? Da, da, da. Da. Mm-hmm. Nu mai îmi venea să stau singură în casă. Mm-hmm. Da. Cum ați aflat aici de la noi? Cum ați văzut am la televizor? Am mai fost la dumneavoastră în 5 ani. Am avut niște probleme, n-am mai putut să mai vin și... Acum v-ați întors. Am revenit, da. Ați revenit. Da, da, da. Vă bucurați? Da, mă bucur. Eu mă văd. Bucur, da, da. Amin, aplaudați pe Iisus Hristos. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Cum vă numiți? Cireva Ion. Aș vrea să-mi spuneți, tocmai s-a terminat această slujbă specială Întâlnirea cu Pacea. Cum vă simțiți? Care e starea dumneavoastră? Cum este interiorul dumneavoastră? Foarte bine. Vreau să știu cât trăiesc tot așa. Și invit și pe alții ca să participe la pace aici. Vă simțiți bine interiorul foarte dumneavoastră, bine, cu pace, bine, cu liniște? Da. Merită să participați? Foarte merită, foarte mult pentru cine vine aici. Și invit și pe alții să vii, să vadă. Cum te numești? Elena. Aș vrea să-mi spui, tocmai s-a terminat această slujbă specială Întâlnirea cu Pacea. Cum te simți? Cum este interiorul tău participând la această slujbă? Participând la această slujbă de duminică am primit pace, liniște interioară și vă invit duminica viitoare să veniți și dumneavoastră să primiți pace și liniște. Atunci merită să participați duminica la această slujbă, aduce rezultate. Merită din tot sufletul, cine dorește, da, merită. Mulțumesc. Cum vă numiți? Viorica este numele meu, este prima dată când vin aici la biserica dumneavoastră
Și am avut o trăire. Exact. Sufletul meu simțea nevoie de așa ceva. O eliberare, o iertare, o descătușare. Avem nevoie de binecuvântare ca să merg mai departe. Atunci este prima dată dumneavoastră și deja ați avut în timpul căutării o experiență foarte mare. Da, profundă. Cum a fost? Cum a fost acea experiență? Ce ați simțit? Am simțit cum sufletul meu efectiv se deschide, se eliberează. Mi-am simțit sufletul ușor. O eliberare. Atunci a meritat... A meritat să veniți. Da, categoric. Categoric. Sunt multe pe care le simți în suflet, dar nu știi să le exprimi. Sunt trăiri, sunt sentimente, sunt senzații. A fost divin. Unchiul meu, care a avut foarte mulți bani, și pentru o femeie a pierdut totul. Uh-huh. Soția nu-l mai vrea și nu știu ce, niște chestii. El a venit la noi, la țară, la casa bunicii, uh-huh, și a stat acolo. Eu l-am văzut, am vorbit cu el, i-am dat din pâinea de la biserică și din apă, uh-huh, și el nu avea de lucru. Și săptămâna asta a plecat la muncă, că are nu știu câte sobe și nu știu câte lucrări. Ușa s-a deschis. Da. A mâncat din pâine și a băut din apă. A fost o binecuvântare. A fost o binecuvântare. Există momente în viață în care tu crezi că să renunți este singura soluție care mai rămâne. Nu contează cât de mult ai încerca, nu reușești să găsești o soluție sau o ieșire momentană. Să renunți sau nu este pentru multe persoane la un anumit moment din viață o dilemă. Posibilitatea de a da greș sperie să nu te gândești că persoanele care au ceva în viață nu suferă cu melancolia zilelor sau cu frica de a da greș. Cultivând sentimente negative, te gândești să renunți la viață? Simți că zilele tale trec și că nu ai obiective pentru a fi fericit și realizat în orice arie din viața ta? Vrem să te ajutăm să treci peste tristețea profundă prin care treci. Știm cum să îți oferim sprijinul pentru a înfrunta viața cu zâmbetul pe buze. Sună, fie în favoarea ta sau în favoarea unei rude ce se află într-o situație dificilă a vieții. Numerele de telefon sunt 021-255-7300 sau 0721-805-569. În câteva momente, noi vom realiza o rugăciune în favoarea dumneavoastră, care vă simțiți sufletul amar. Dumneavoastră vă simțiți cu viața distrusă, e amară din toate felurile, din toate sensurile. În sănătate, în viața fizică, în viața economică, în viața spirituală, sufletește, totul e amar. Ați vrea și dumneavoastră o clipă de fericire, o clipă de bucurie, nu este așa? Și Domnul Iisus, El este Cel care vrea să vă dea odihnă, El vrea să vă dea o viață schimbată, transformată, o viață dulce, așa cum am citit mai devreme din cuvântul Lui Dumnezeu. Atunci, dragii mei prieteni, sunt persoane, eu știu că viața lor e ca pelinul, ca virgulă, pelinul. Știți cum e pelinul, nu? Amar. Așa e viața multor persoane. Dar dacă dumneavoastră doriți o viață diferită, o viață transformată, atunci Domnul nostru Iisus Hristos, El are această viață pentru dumneavoastră. Dar dumneavoastră trebuie să veniți, să faceți schimb, să lăsați această viață amară pe altarul lui Dumnezeu și să veniți să primiți o viață bună, o viață binecuvântată, o viață nouă de la Domnul Iisus. Pregătiți-vă, dragii mei, pentru momentul rugăciunii, pregătiți paharul dumneavoastră cu apă, cana dumneavoastră cu apă, noi ne vom ruga în favoarea dumneavoastră. Sul nopții.
Dumnezeul meu și Tatăl meu ceresc. Doamne, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, eu sunt aici, Dumnezeu, înaintea Ta, înaintea cerului și al pământului și înaintea cuvântului Tău sfânt. Dumnezeu, eu mă rog în acest moment pentru toate persoanele care au sunat în disperare, că vroiau să-și pună capăt zilelor, această persoană oprimată, această persoană, Dumnezeu, care avea gânduri de sinucidere, această persoană care mă urmărește acum dintr-un spital pentru că este acolo suferind din cauza unei probleme trupești. Eu nu știu, Dumnezeu, care e problema lui, problema ei, această problemă gravă de sănătate, această problemă, Dumnezeul meu, în viață conjugală, amoroasă. Eu te rog, Dumnezeu, în numele Domnului Iisus, căci cuvântul Tău este arma noastră. Cuvântul Tău este cel care are răspuns pentru problemele noastre. O, Dumnezeul meu, în numele Fiului Tău, ascultă, Doamne, rugăciunea noastră acum și scoate afară, Doamne, această tristețe profundă. Ajută, Dumnezeu, această persoană care este acolo disperată, cu sfoara la gât. Dumnezeu, întinde brațul Tău, cel atotputernic, pentru a elibera, pentru a dezlega. Doamne, binecuvântează această apă care este aici, în această fântână mai mult. Eu deja ieri am turnat apa din bazinul Siloamului și persoane, Dumnezeu, care vor veni în această duminică, vor lua din apa aceasta. Ele vor vedea puterea Ta cum acel orb care s-a dus la aceste ape și el s-a spălat și s-a întors văzând bine. Această persoană poate că va ajunge aici, Dumnezeu, răpusă la pământ de probleme. Dar în momentul în care Dumnezeu ea va folosi credința ei și va bea din apa aceasta și va mânca din pâine, această persoană, Dumnezeu, să primească sănătate, să primească forță, să primească lumină. Dumnezeu, această persoană care sufletul ei amar, amar, Doamne, ca pelinul, dar Dumnezeu ea vrea să schimbe viața, ea vrea o viață nouă. Atunci, Dumnezeu, în numele Fiului Tău, Iisus Hristos, eu te rog, Doamne, ascultă rugăciunea noastră. Ascultă, Dumnezeu, această persoană oprimată, această persoană disperată și fă, Doamne, o transformare completă în viața lor. Binecuvântează fiecare cană cu apă, fiecare pahar cu apă, când această persoană va bea din această apă, ca ea să primească forță, ca ea să primească putere. În numele Domnului Iisus, înaintea cuvântului Tău, noi binecuvântăm și sfințim această apă. În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Cine crede, spuneți așa să fie. Dragi prieteni, beți în acest moment și fiți binecuvântați. Am ajuns la sfârșitul emisiunii, dragii mei prieteni. A fost o mare plăcere de a fi aici, ca Duhul lui Dumnezeu să vă binecuvânteze. La revedere, pe curând, numai bine. Vă las cu această imagine de-a fântânii.